Sanitari. A raportat șeful Serviciului Protecției Civile a situației, a secției situații excepționale Telenești, capitan al Serviciului Avarii, German Trofim. Echipe, liber! Se lucrează? Bine. Bună ziua la toată lumea, la toți participanții. În numele Consiliului Raional, la conducerii raionului, vreau să vă salut pentru participarea la aceste competiții a salvatorilor din raionul nostru. Vreau să vă doresc la toate echipele succese. Fie ca acele exerciții care le-ați făcut cu prilejul acestor competiții și în cadrul zilei de astăzi să vă aibă de folos, să vă prindă vine în viață, ar fi bine ca să avem cât mai puține cazuri nedorite în viața noastră, dar așa este viața, că câteodată foarte mult viața unui om depinde de cel care îi acordă ajutor, fie medical, fie de salvare. Dumneavoastră știți că Republica noastră este situată într-o zonă climaterică cam cu multe complicații, cataclisme naturale, alunecări de teren, accidente rutiere și așa mai departe. Încă o dată eu vreau să vă felicit, vreau să vă doresc succese la toți. Sunt sigur că fiecare meritați să ocupați locul întâi. Succes! Bună ziua! Reprezint Colegiul de Arbitri și am vrut să vă duc la cunoștință regulile de petrecere a întrecerilor. Adică în conformitate cu regulamentul avem 5 probe pur medicale și al 6-a probă este medico-cultural. Proba întâia o să aibă loc pe teren aici, unde fiecare echipă o să fie controlată cât de înzestrată este în conformitate cu regulamentul, cu utilaj, echipament și toate cele necesare. Adăugător, aici o să fie controlată sunca medicală, care la rândul său tot este completat în conformitate cu cerințe. Proba a doua este mai interesantă, adică o să aveți o testare unde fiecare concurent o să formeze, o să răspundă la un test teoretic din 20 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, unul din el este corect. Cei care o să răspundă la toate testele și mai ales corect, o să iei 0 puncte, adică o să fie cea mai bună echipă. Proba, o apărut întrebare chiar îndată, răspund, totul să fie înscris. Orau, vorbim ca pe urmă, nu putem confirma. Dar ceea ce este înscris la arbitru superior, toate materialele respective o să se colecteze, o să rămână și cine nu o să fie de acord sau altă problemă, contestăm, verificăm toți împreună. Proba a treia constă din măsurile de manipulare care dumneavoastră trebuie să știți să le faceți. Adică dau câteva exemple. Respirația gură în gură,
masajul extern cardiac, oprirea hemoragiei externe și multe, multe alte, inclusiv imobilizare. Deci fiecare din cei prezenți care participă la întrecere trebuie să știe nu numai teoretic, dar și partea practică. Următoarea probă, adică o să fie nemărginită acordarea asistenței medicale, adică cu transportarea nemărginită a pătimitului. Nu numai am imobilizat, dar și îl transportăm la locul corespunzător. Aș vă ruga să fim foarte atenți aici, fiindcă o independență de patologie pe care o să o aibă, cineva poate să meargă singurel până la transportul sanitar. Cineva trebuie dus pe brancardă, adică să selectați corect starea sănătății și să o faceți corect transportarea. Ultima probă medicinală este proba terapeutică sau îngrijirea pacientului propriu zis, care toată lumea, indiferent suntem lucrători medicali sau nu, trebuie să știm. Adică, trebuie să știm de parametrii fiziologici, cum se măsoară pulsul, cum se măsoară numărul de respirații, în regulament e prevăzut și cum se măsoară tensiunea arterială, care este temperatura normală a corpului și multe, multe alte măsuri care sunt bine cunoscute. Aici este vorba de partea practică, fiecare trebuie să demonstra. Și ultima probă, eu am spus că e medico-culturală, deoarece dumneavoastră trebuie să promovați modul sănătos de viață, adică să aveți careva informații, să aveți careva placate, să aveți buletine sanitare. Adăugător, împreună cu echipa culturală de la Consiliu, o să aveți artistic, un număr artistic care împreună să îmbine aceste două probe. La fiecare etapă avem arbitri bine cunoscuți de dumneavoastră, adică medici care activează de o durată lungă în raioane cunoscuți. Vă asigur că o să fie o alternare destul de serioasă și obiectivă în rezolvarea problemelor date. Se penalizează, adică răspunsurile incorrecte o să fie puse puncte de penalizare. Acea echipă care are cele mai puține puncte de penalizare este câștigătoare. Acum câteva îndrumări. Dați să ne înțelegem. În perioada etapelor și probelor, nimeni din cei care nu sunt participanți, eu mă adresez și mulți stimaților primari, mulți stimaților lucrători medicali care sunt pregătit echipele, nu vă includeți. Noi până la momentul respectiv am avut posibilitate și să înzestrăm echipa și să o pregătim din punct de vedere teoretic. De atâta dat să excludem careva probleme nedorite. Acum, toți șefii de echipă, pe urmă, se va apropia la masa respectivă, deoarece noi o să mergem pe traseul probelor. Proba întâia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ca ulterior, de acum, echipele se poată să demonstreze cunoștință. Eu zic să fii într-un ceas bun și succes la toată lumea. Dumneavoastră să vă organizați astfel participarea la competiții, ca să fiu foarte bună organizată, ca să mergeți cum scade, pentru că timpul e cam rece și mă aud că între de voi sunt cam așa, cam, și să nu se termine asta cu spitalul, știți? Așa ne-a zis, să mergem așa cum v-a spus Stipaneacu și o să fie bine atunci. Thank you.
echipamentul mare. Normativul știți? Da. Rangardie. Câte aveți? Una. Atunci. Să pregătim noi agenții la control. Nu. Da. Prăjați la două sănice. Două. Mai colo puțin, dacă nu stăgeți. Lăsați în afară, Francarda. Lăsați-o în afară. Tu pășești și dânsă și gata. Rândul 2, un pas înapoi. Voi cu fața meu și stânga împrejur. O rând. Cine demonstrează brâncardul? Brâncardul tare, nu e? Da, haine protecție militară. A tele mică, arătați, demonstrați, a tele mică. A este ea. A este ea. Vreți să-i pătrămați? Pătrămați din plouă și ne scrați, ca să vă timp să vă transportăm. Înseamnă ce? Șeștul acela minunță. 3, 4. Rătardul moale aici. Le-am văzut, l-am văzut. Dar trebuie să vezi 2004 pari. Una mare lanterna.
Gata? Gata, 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 gata! Aici sunt 16 secunde, 2 secunde acum. Dacă ai spus gata... Gata! Mă vezi? Da, eu! Da, te ridici să ieși! Da, da, da! Grișeală! Da, ce-i greu? Dacă ești strâns... Și așa, și așa, nu-și puteți mărși, da? Toți raportați! Gata? Gata! Gata! Nu vede, nu vede. Nu, iar tu nu mă schimba. Nu, eu mă uitat să văd. Normal, nu iau pus. Nu l-a văzut, simți mult, nu l-a murit. Da, că e mai nevoie, da. Înseamnă că aveți una. Mă corectează acolo, una aveți. Ce? Acolo. Hai, lasă-mi așa. Vă zic că vă trăsat, mi-am dus...
Hai să pacientul i-a adus să admite pacientul nu în contact, inconștient. Și verificați, vă rog, starea așa, cum se verifică? Stare bună. Cine răspunde? Natalia este șefa, da? Și adolescentul. Hai. Ascultăm dacă el are ceva, dacă are el ceva, simt bine, și e ca el nu răspund. Nu răspund, într-o ansamblu, care prima se face? Așa. Moment, nu credeți asta. E ca aveți pacient, el e inconștient și nu răspund. Acțiunile de viață. Și facem respirație gură în gură și aici doi tine și aici de două ori e suflu și noi de două ori apăsăm așa, trebuie iar suflu până când se revine bolnavul. Când el se începe a revine. Încă o dată spuneți, vă rog, clar, cât e inspirație? Stai cât de mult pe Natalia îți facem. Manevra asta care a făcut doamna, a zis că nu uite așa, adică eliberăm căile respiratorii pentru a face deja respirație. Fiindcă respirația poate să fie prezentă, dar el nu poate să facă numai decât așa. Bine, s-a restabilit respirația și faci tradicare. Până am venit salvarea să faci. Я Я respiro. 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 Я respi
sigur că este bine. Da, sigur că se va vrea să vomite, să vomite așa. Acum alții doi. Casia! Nu respirăm, nu respirăm. Lăsați-mă la sus, că e gata. Nimeni nu face nici o mișcare. Am împăcat două cuvânt. Comandirul, uitați-vă. Comandir, hai, ați făcut ceva. N-aveți lucru în echipă. Am mai gata, băiețelul. Fractură de antebraț. De unde? Ia m-am încalcat acolo la mine. Dă-l paște, Nu, noi nu ne lămurim nimic. Ei fac și la urmă noi ne uităm. În cât timp l-am făcut. Și dacă l-am făcut calitativ. Una bună, nimic. Pentru aportat asistență medicală, iară vă zic, iară nu trebuie să vă spune. Când s-a aportat asistență medicală la toți, spuneți că noi suntem gata. Și acum noi suntem gata. Nu raportați. Este comandier, voi pregătiți toți pacienți, noi suntem gata. Comandier, uite aici noi. Stai de pași, stai uleac, stai acum. Condițiile care v-am spus. Așa
Nu. Puneți vulerul. Să-l îmbrăcați. Fără schimbă. Fără schimbă. Fără schimbă. Fără schimbă. Fără schimbă. Fiți atenți, Eu vă repet încă o dată. Ăla inconștient nu răsuflă și nu are bătăi cardiace. Care sunt acțiunile dumneavoastră? Controlează. Da, uite în gură. Nu mișca. N-am găsit nimic. Mai departe ce faci? Poftim, hai! Poftim! Eu repet încă o dată, nu lipsește pulsul și respirația. Merge vorba despre resuscitare cardiopulmonară. Dacă le-ai făcut a patrulea, prima, două și a treia, nu are niciun sens. În primul rând aplicăm garo. Că noi avem hemoragie, punem un bilet, scriem numele, anul, data și nașterea pacientului sau și ora, minutele aplicării garoului. După asta mergem la plagă. Plagă o pansăm cu pansament aseptic. Asta e fractură de antibraț. Fractură de antibraț. La stinga. La stinga. Aici este așa. Are fractură de gambă cu hemoragie. Asta ajung copii. Rămân. Fractură deschisă. Da, cât ai dat? Trei? Trei. Hai voi treceți mai și chiar da, îți place. Ce faci cu dânsul? Sunt duși feministă, am zis duși feministă. Da, așa e corect. Nu pe sănătate, am dăm șandoi. Francarda, Olea, eu te voi luată. Nu înseamnă. Ce să vă înainte? Ce? Minus 5 puncte. Mă n-au zis colon graf. Mă n-au zis colon graf. Mă le rupi după noi. Ivica! Minus 5 puncte. Eu n-am apucat. Nu vin în echipă dacă te doare spatele. Vine ce apucați care v-am luat. Radicați-mi la sus. Nu faci îmbrăcați. Gata! Aici nu-i curie?
Eu v-am spus numai să apreciat starea pacientului. Deci așa, prima dată, ce-a făcut? Reacția la ce stare? Adică, mai departe, asta unul. A doilea? Ce simțeam dacă respirați? Respirați. Funcție vitală. Respirați. Doi. Și a treilea? Cum poți să respiri, dar poți mai avea o problemă. Adică problema care de sănătate care e... Păi dacă să ai sifilis, asta nu e tare important. Da, nu e. Funcție vitală. Respirație și ce mai e? Căile cardiace. Da. Așa. Nu, deci nu vă blocați. Nu, dar nu e blocat. Nu, bravo. Voi dați-vă într-o pacă, altul de aia. Hai, iară nu ai. Da. Lasă-mi noi. Nu văd de acum. Ce faci? Respirație artificială? Da, îi se face masaj la... Nu. Așezați-vă la pacient. Pulsul la determinat. Îi se pune o palmă la cap și cervicitiv și una la frunte, în care persoana a doua îi face respirație artificială. În poziția asta îi poți face? Nu. La gură, auzi? Nu, eu simt că un... Gură-n gură, nasul. Ești singură. Adina, nu sunt de asta, nu ești singură. Așa, Diana. Îi simt așa și pune o dată de cupon pe... Protecție. În caz că... Este contactul. Diana, pui mâna în sub cap și un așa, și pui... Nu, trebuie pentru și nasul. Nasul trebuie... Domn doctor, inițial v-a arătat. Să mă vedeți cu tatia. Ordicapul. Da. Ridicăm și pui, adică da, și clar dacă e gură în gură, mai spui da. Ceafa la gură sau iei. Bine. Vorbești, gata, tot sculat. Masaj cardiac. Masaj cardiac efectuează din partea dreaptă. Regiunea sternului. Da, regiunea. Eliberăm, dacă este parte feminină, eliberăm subienul, deschiem. Pentru că să fie bărbat pe aici, da. Toate, da. Cât faceți? Cât faceți? 15 raport 2 la 15. Dar cine v-a spus cât parte? Din partea stângă acolo. Din partea dreaptă. Din partea dreaptă. Dar eu am spus regiunea sternului. Sternul, simt așa, s-a blocat. Juni sternul și gata, nici dreapta, nici dreapta. Am zis, 15 două respirații. Noi facem respirație gura în gură. Dacă le-am văzut. Da, le-am văzut. Facem două respirații și apoi controlăm pulsul. Vedem iarăși. Continuăm așa până... Da. Ce trebuie? Nu-mi vânduinziți. Ați zis la prima și a doua etapă. Aici nu vorbiți cu noi nimic. Ați scos pacientul și faceți tot acolo. Terminați cu țăși. Vedeți-vă, bați, vină băiatul.
Basic, o rană la peritele anterior abdominului, e ventrat, sunt intestinul ieșit afară. Doamna avu un semn inconștient. Fetele, vă concentrați, lucrăm. Bun, așa. Vă concentrăm, lucrăm. Dar să plătim și sugă-n pene și să-i dece merele. Dar vine seara în casă, plecă mândra să mă pete. Dar să plătim și sugă-n pene și să-i dece merele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Dar asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Cum se face dimineață și apoi iarăși până-n zore, să nu uiți ce înseamnă dor. Dar să te strâng la-ndrou în brațe, cum se face dimineață, păi și apoi iarăși până-n zore, să nu uiți ce înseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Dar asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Șa-șa-șa, chiuială! Să trăiești cu omul care îl iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Dar bine lume să trăiești cu omul care îl iubești, dar că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Dar asta-i viața mea, mie-mi place așa. Dar voi cânta mereu, numai de dragul tău. Medicul ne vine, pentru viața voastră noi ne luptăm. Datorită situației socioeconomice, a lipsii de consiliere a copiilor cât și a părinților, a situației copiilor al căror părinți muncesc în străinătate, se înregistrează o îndepărtare dramatică a populației de normele igienice personale, de normele de conduită preventivă privind bolile contagioase. De asemenea, în ciuda promovării mijloacelor de contracepție, se înregistrează un număr din ce în ce mai mare a tinerilor care avortează, asistat sau nu, sau chiar și pe străzi. Este de neglijat și nici creșterea fenomenului infracțional. În acest context, faptul că minorii deja fumează și consumă băuturi alcoolice nu este de mirare. În real, un real pericol prezintă iminenta apariție a consumului de substanțe halucinogene sau chiar droguri. În baza acestei argumentații, și ținând cont de faptul că vârsta copiilor presupune un suport psihopedagogic, apare necesitatea de a înființa în licee cabinete de consiliere psihopedagogică. Putem propune un șir de activități care duc la îmbunătățirea situației sanitare. Dezvoltare de comportamente igienico-sanitare pentru respectarea regulilor de comportament igienică personală și colectivă. Formarea unei atitudini igienico-sanitară sănătoase.
conștientizarea familiilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea igienosanitară a copiilor. Alertarea familiilor ce prezintă risc de îmbolnăvire și contaminare. Colaborarea cu medicul de familie. Implicarea populației în acțiuni pentru crearea unui mediu familial sănătos. Diminuarea consumului de tutun în rândul populațiilor. Evitarea consumului de alcool, prevenirea consumului de droguri, supravegherea maladiilor transmisibile și netransmisibile, cooperarea cu mass media și realizarea măsurilor de educație pentru sănătate și informarea organizațiilor publice locale despre prevenirea bolilor. Manifest pentru sănătatea pământului. Noi aproape am ajuns să ne mândrim că mai rapid în acest veac se moare. Noi ne îmbolnăvim și suferim de boala bolilor fără scăpare. Noi suntem fiii veacului bolnav. Noi suntem canceroșii de elită. Nu ne mai vindecăm cu niciun praf. Vieții bolnavi pe o planetă părăsită. Ne mor părinți de cancer și ne mor copii și frați și cunoscuți și rude. Și nu mai am nici... Și nu le mai ajută niciun praf. Urechea cerului nu-i mai ajută. Am meritat și noi să mai trăim. Dați banii noștri pentru sănătate, că astăzi am ajuns să ne mândrim cu boala noastră, prima între toate. Vreau viață pentru cei ce i-am născut, vreau viață pentru cei, pentru noi aflați în viață, că moartea chiar în noi lucrează mult, acum când noi vorbim de viață. Vrem să trăim, putem să dăm și sper pentru măcar un an de sănătate. Opriți, vă implorăm, acest comerț de moarte și de tot ce nu se poate. Oameni politici, dragii noștri frați, noi v-am cedat și rangul și proporții, dar nu putem continua. Stopați această competiție a morții. Sănătatea nu se vinde, nici s-o dărui tu nu poți. Acest lucru ia aminte și poți chiar să-l spui la toți. Mumă sa e medicina, gigiena e sora ei, hrana e ca și vaccina, o inviți atunci când vrei. Prietenii are mult, toți să șați și să-i asculți. Marea, plaja... Plaja, soarele și marea, munții, Codru și Vâlceaua. Baia, apa și săpunul, aerul și încă unul, și livada, și grădina, sportul și adrenalina. Iar acum vă propunem niște bancuri ca să mai zâmbiți puțin, pentru că zâmbetul este oglinda sufletului prin care arată că inima este acasă. Boala care ne omoară nu mai poți să mai alini. Doctori mulți avem în țară, însă medici prea puțin. Bătându-i inima prea tare, s-a dus la clinică îndată și doctorul i-a spus, răbdare, o facem noi să nu mai bate. E un fenomen paradoxal, cu cauze subtile. Pierzi 10 de zile la spital și totuși mori cu zile. Boli mai multe și mai rare au moldovenii guvernanți, însă boala cea mai mare ei o au pe guvernanți. Arta medicinii e prin amuza pacientul. În timp ce natura vindică boala. Doua tinerețe a început, anii nici nu știu cum au trecut, multe primaveri s-au scurs, multe lacrimi bucurii s-au dus. A doua tinerețe a început, 16 ieri eu am avut, am iubit ce mi-a fost dragă odată, anii trec cum trece trenul în ceață,
Am iubit și mi-a fost drag odată, anii trec cum trece trenul în ceață. O înțelegere cu anii am să fac, am să-i trăiesc iubind, iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi deie un răgaz, când sufletul meu tânăr am rămas. A doua tinerețe a început, totul pare ca la început. Dar când mă strigă fiul meu cel drag, văd toamna ce-mi trece de-al meu prag. Mulțumim frumos! Vin dusul. Care, băi, așa? Da, și dus vin dusul. Și-a spus să-mi trimit o injecție prin blituhă. Imediat! Ai, și injecție drăgoasă, imediat-o mie, băi. Cu așa injecție pot să lupt încă mai mult decât trebuie, da? Așa, domnul doctor, mulțumesc de injecție, a? O, te cuprind o dată așa, băi, bravo ești, băi. Da, cu injecție de astea te rog să-mi vii la mine, ca pe eu, să te pălesc. Aliu. Banușa, din ce mână, din unde ești? A, ești la vârf. Încolo. Oh, doamne, măi, Vaniușa, măi, și-i pățetă, măi, la tine șapcă, să-i că... Sfine, drag, te-o tu să-l bălgă, la tine ai și răi, tu vezi că ai răi de tine, au ce faci, așa. Eu am răi, doamne ferește, eu doar cu porci, nu poți răi. Pentru asta două vin, dă-s răi. La tine, că aici în stomacul se vede că e plin cu râme. Ia. Băi, dar pe eu te-o cătam râi, nu-și fac la pește, uite-l dușa de râi, băi, băiete, băi. Eu am râme? Doamne ferește, la cam eu râme. Așa se limbrici, domn tocăr. Cu aia este chică carasul bine, băi, înțelegi, băi? Ce să-i spun? Ura, credeți, doamne, și... În tocăr, dacă avem vindusuri, așa, 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 ura, ne-am cuprins. La rădere, domn tocăr, mulțumesc de legăire. Ha, ai plecat, băi. Un plaiu ne-am crescut anume,
la copaci, la flori, la soare, să mănânc în țărișoara mea. Yeah.
În final, avem totalurile la competițiile regionale echipe sanitare. O să oferim cuvântul arbitrului principal, domnul Gore Ștefan, ca să aducă la cunoștință rezultatele conform înscrierilor efectuate. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc din numele la toți arbitrii pentru participarea dumneavoastră în ziua de astăzi. Suntem foarte bucuroși că din an ce trece numărul de echipe sanitare se mărește. Am început în trecere la raionale cu două echipe. Și apoi am avut trei, și am avut cinci, șase. Și slavă Domnului că astăzi avem 12, cred că datorită Consiliului Raional, datorită muncii primarilor din localități, numărul anul viitor o să crească. Iar acum am ajuns la momentul numărării bobocilor. Vreau să spun, adică să menționez, echipa pregătită se cunoaște foarte ușor și foarte simplu. Avem echipe care au lucrat o lună, o lună jumătate. Avem echipe care au lucrat o săptămână. Clar că munca de o lună și o săptămână este diferență și de acumula cunoștințele respective, clar că este nevoie de timp. Acum, conform regulamentului, eu trebuie să anunț câștigătorii la fiecare probă aparte, inclusiv totalmente pe toate probele împreună. Deci, la proba 1, înzestrarea echipei, cel mai mic număr de puncte acumulat în număr de 12 echipa primăriei Telenești. Rog conducătorul echipei să apropie. Adică să anunțe premiul în sumă bănească și o diplomă de gradul 1. Proba a doua, proba teoretică sau examenul susținut cu adevărat, unde fiecare membru al echipei individual a rezolvat cele 20 de întrebări cu 3 variante de răspuns, cel mai mic număr de puncte a acumulat primăria Virjeni, 36. Vă rog, vă apropiați. Adică echipa se decernează cu diplomă și premiul bănesc. Proba a treia, cu cel mai mic număr de puncte, număr de 6, a acumulat echipa tânără de la primăria Sărăteni. Thank you.
Proba numărul 4, avem două echipe care au cumulat același număr de puncte, câte 5. Dar una a încheiat proba în 10 minute, cealaltă a trecut în 15 minute. Cât de câștigătoare este echipa primăriei Telenești cu 5 puncte. Proba numărul 5, cu cel mai mic număr de puncte, 7, a acumulat primăria satului Berejeni. Proba ultima, sau numărul 6, care de fapt e din două părți, adică promovarea modului sănătos de viață, forma vizuală și forma artistică, o acumula cel mai mare număr de puncte. Aici se face invers față de celelalte probe, cel mai mare număr de puncte, și anume în total 17, echipa primăriei Telenești. Deci dați-mi voi acum să aduc la cunoștință totalurile, adică toate probele împreună care sunt acumulate puncte de dumneavoastră. Locul 3, cu un număr de 114 puncte acumulate, echipa primăriei Sărăteni. Locul 2, cu număr de puncte de 92, a acumulat echipa primăriei Telenești. Și câștigător a competițiilor de astăzi, care are și dreptul de a apăra onoarea și cinstea raionului la întâietatea republicană, cu un număr de 67 de puncte, este primăria Verjeni. Dați-mi voie încă o dată, de la numele de colegilor mei, să vă mulțumesc pentru activitate, pentru munca depusă. Cred că ceea ce s-a acumulat din măsurile practice o să vă servească și în viață. Fiți sănători! Vă rugăm nu vă distanțiați. Permiteți-mi din numele Consiliului Renal să vă mulțumesc frumos pentru participare la toate echipele. Să vă dorim succes pe viitor. Vreau în deosebi să mulțumesc la aceste echipe care au ocupat locurile de frunte 3, 2 și 1. Echipe din Sărăteni care a făcut un cadou pentru tânărul primar din această localitate. Echipe din Telenești care a făcut un cadou primarului vostru că era împlinit 40 de ani. Cred că ați făcut un lucru bun. Și echipe din Verejeni care deosebi a făcut primarul un cadou, pentru că el după specialitate e și medic, așa că da. Vă mulțumim la toate echipele, la toți participanții, dorim succese, ne dorim ca la anul viitor să fiți mai mulți participanți, să avem mai mulți participanți. Acum cred că după procedură domnul Sergiu o să vorbească. Da, vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Conform procedurii, regulamentul, urmează să coborâm drapelul și o să rog să luăm poziția de drept, muzica să pune imnul, să includă imnul și respectiv
conducătorul echipei care a culat cel mai mare număr de puncte în legător, urmează să coboare drapelul. Pare, vă urăm drum bun acasă și rezultate frumoase în activitatea care o îndeplinim zi de zi. Acum rugăm ca primarii, comitetul... Ați apucat nasul, ați tras capul încolo, mandibula a spus de asta aici, asta aici și ați mușcat până ce ca cum faci. Mandibula să ridicați. Bun, tu apie și ia ca așa pe asta și faci respirații. În chipul și faci. Deci ții mai ia ca așa, ia tu. Asta îi o trage înainte și asta îi respirează. Hai să scălșească cu chimie. Trec spii, voi trec și spii aici așa. Nu, 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 nu